Performanța EGU s-a reunit astăzi, ați debutat perioada de pregătire pentru returul campionatului Ligii a 4-a. Cu ce gânduri? Începem astăzi perioada de pregătire, una care se știe, nu este foarte ușoară, cu gânduri pozitive, cu un optimism. Și vrem ca la sfârșitul returului să avem, pe parcursul returului să avem evoluții bune și la sfârșit să terminăm pe locul întâi. Asta este primul pas, asta e primul obiectiv al nostru. Care sunt noile nume prezente la reunirea lotului? Păi, cred că noile nume de la performanța EGU deja le cunoașteți, le-ați vehiculat în presă. Și ele erau reale și sunt reale. Sunt jucători care și-au dorit să vină la noi, jucători pe care eu consider că pe lângă valoare au și caracter, jucători care ne pot, cu siguranță ne vor ajuta în realizarea obiectivelor. Cum arată programul de pregătire? Și aici mă refer în primul rând la partidele amicale pe care le-ai stabilit în această perioadă precompetițională. Avem stabilite jocurile amicale, avem duble cu Viitorul Suntimbru, avem Metalurgistul cu Gir, avem cu blocul întâi din județul Nedoara, echipa din Deva, avem cu Daia și cam atât până în momentul ăsta. Bun, mulțumim! Mulțumim! Păcere!